un mic disclosure înainte să începem acest clip. Da, am citit acest comic book. Nu, nu cred că o să mai vină o recenzie pentru acest comic book. Tot ce pot să zic despre el e du-te și cumpără-l. Este foarte bun. O să vezi o latură interesantă a lui Daredevil, mai ales când vedem că nu este atât de perfect. Nu este acest om al justiției 100% și acest om 100% drept. Are și el problemele lui și aici vine vorba despre problema lui cu femeile. O să aflați voi mai multe chestii. Este o latură foarte mișto a personajului explorat aici, ne întâlnim cu foarte multe personaje, de la Doctor Strange, la Spider-Man, la o grămadă de villain, poate și niște zeități, niște villain al lui Strange, o să vedeți voi, poate și cu Black Widow. Ideea este că e un comic book mega, mega fine, concluzionează foarte multe chestii, mai avem și la sfârșit o oarecare discuție cu Fisk și cu încă cineva și vedem cum are câteva treceri, câteva referințe și la Born Again, evenimentele de aici au loc după Born Again. Și este mega, mega fain, du-te și cumpără-l. Cam asta este tot ce trebuie să știi. Acum să ne întoarcem la oile noastre. Salut lume, eu sunt Nevi și v-am găsit la un nou clip pe acest canal. De data aceasta vorbim despre noul comic book de la Libertatea, și anume Spider-Man Chemarea. Din câte am înțeles, povestea aceasta o găsiți și prin comic book-urile de la Carrefour cu Spider-Man, dar eu nu știam asta, prefer să am toată colecția asta de la Libertatea, că au cotorul asemănător și dau foarte bine în vitrină, să le am acolo frumos amenajate, puse unul lângă altul, și am zis ok, o să-l iau totuși pe acesta. Și este un comic book destul de interesant, mai ales dacă ai citit și numărul de Libertatea, și anume Spider-Man Spider-Verse, unde apare și Morlun. Ei bine, aici putem spune că afli mai multe despre Morlun. Dacă merită să-l cumperi sau nu, sunt între și între. Dacă sar peste el, nu cred că pierzi mare lucru, și dacă îl iei la fel, nu cred că obții atât de multe pe cât ți-ai dori de la alte comic book-uri de la Libertatea, cum a fost poate Old Man Logan. Dar haideți să vorbim despre acest comic book mai în detaliu. Care este povestea în acest comic book? Ei bine, îl avem pe Spider-Man, evident. Ei bine, mai apare un personaj, un om mai în vârstă pe nume lui Ezekiel, care pare să aibă puterile lui Spider-Man, iar Spider-Man este confuz pentru că el credea că este singurul care are aceste puteri și începe să investigheze, să afle mai multe lucruri. În același timp, el devine profesor la fostul lui liceu, profesor de științe, și se confruntă cu anumite trăiri pe care el le-a avut pe vremea când era adolescent, fix în trecerea între acel tocilar bullied și momentul în care a devenit Spider-Man. Și o să vedeți asta prin diferite momente în care poate un tânăr este luat peste picior de colegii lui, iar Peter Parker vede chestia asta. Poate o să fie și un school shooting, cine știe, în acest comic book, adică cel puțin în prima parte, ok, avem partea cu Ezekiel în care totul este încă destul de neclar, apoi avem și partea aceasta în care îl vedem pe Peter Parker cum trăiește toate aceste amintiri și vedem foarte puternic băgată tema aceasta a bullying-ului în acest comic book, și nu mă așteptam la chestia asta, nu știu dacă îmi place sau nu îmi place. Mi se pare interesant că au adresat-o și că au adresat-o în felul acesta, mi se pare ok cum au adresat-o, nu știu dacă era necesar sau nu și nu știu cât de mult a ajutat pentru povestea care continuă mai încolo, în care îl introducem pe Morlun, acest vânător de păianjeni, și aflăm foarte multe despre originea lui. Probabil, cum am zis și la început, ați citit comic book-ul Spider-Verse și știți deja câte ceva despre Morlun, dar aici cumva mergem în latura asta mai mistică de pradă și vânător, în care vorbim la un moment dat, aflăm niște chestii despre păianjen, cum că există niște totemuri și Morlun vrea aceste toteme, aflăm că ADN-ul lui conține mai multe specii și cele mai pure, și atunci pe Spider-Man consideră o vietate pură și vrea să se hrănească din el, și este foarte interesantă confruntarea dintre el și Morlun. Este foarte lungă, este foarte brutală și cam primești pe partea asta de acțiune, primești ceea ce îți dorești. În același timp se face și puțină lumină în privința originii omului păianjen într-un oarecare fel. Aflăm că poate cineva poate să devină un păianjen și fără să fie mușcat de un păianjen radioactiv. Apoi ne punem întrebări, păianjenul acela l-a mușcat pe Peter înainte să fie radioactiv și să moară, sau a fost un păianjen radioactiv cum știm în povestea originală? Tot felul de întrebări, dar cu siguranță distracția în acest comic book e confruntarea dintre Spider-Man și Morlun, pentru că Spider-Man de
foarte multe ori în confruntarea asta se simte slăbit, se simte gata să moară, este pregătit să moară de foarte multe ori în această confruntare și e foarte interesant că Spider-Man de obicei vorbește foarte mult, are foarte multe glume cu inamicii lui și de obicei acei inamici îi răspunde. Ei bine, data aceasta Morlun este foarte tăcut, este un vânător în adevăratul sens al cuvântului, pur și simplu a venit în oraș, caută această pradă, a găsit-o și vrea să o omoare și cam asta este tot. Și mi-a plăcut pentru că cumva a făcut acest villain să fie extrem de impozant și să pară mega periculos, ceea ce de fapt și este. Și este foarte interesant și în ultimul issue cum se rezolvă oarecum această problemă, deși știm mai târziu că nu se rezolvă dacă ați citit Spider-Verse. Și a fost fain, a fost o experiență faină, l-am dat gata dintr-o bucată, n-am mai citit de mult un comic book de la Libertate pe care să-l iau așa și să-l consum dintr-o bucată, ce-i drept nu este nici foarte lung, are 5 issue-uri, iar pe partea de desen pot să zic că ok, parcă cumva încearcă să convingă și oamenii care preferă the old comic book art style și cu stilul ăsta mai nou și fac așa o combinație, dar mai mult se duce spre vechi, doar că cumva e atractiv, arată bine, îmi plac la nebunie scenele de bătaie, deci cred că de la volumul 3 încolo o să vă placă foarte mult ce o să vedeți în acest comic book. Așa că cam aceasta a fost și recenzia pentru Spider-Man Chemarea. Nu vreau să vorbesc mai multe, aștept să-l cumpărați voi și să descoperiți. Aștept părerea voastră în secțiunea de comentarii dacă l-ați cumpărat și l-ați și citit deja. Și până data viitoare, eu am fost Nevi, nu uitați de like, share, subscribe, un subscribe și pe canalul The Boys și dacă vrei să devii membru, o poți face oricând prin butonul de join pentru a susține acest canal, să producem din ce în ce mai multe clipuri pentru voi și totodată vreau să mulțumesc membrilor care au făcut asta deja de foarte, foarte multe luni și în continuare o fac. You are the best, suportul vostru este mai important decât ați crede. Acest mic efort pe care voi îl faceți este cu siguranță mult mai important pentru acest canal. Așa că noi ne revedem când ne-om revedea. Ciao!